Ieri s-a clarificat faptul că se va decide joi, ceea ce deja ne-au anunțat de ieri, că asta a fost intervenția domnului Romașcanu, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat, în legătură cu soarta alegerilor ce vor avea loc în iunie. S-a spus domnul Romașcanu, a zis așa, domnule, mai vorbim joi, dar în principiu, doamna Firea este candidatul PSD, iar domnul Burduja, candidatul PNR, vor candida ambii. Și pe lângă, pe extrema cealaltă, domnul Biedone vine și clarifică și spune, da, domnule, voi candida și eu. Deci va candida toată lumea. Este întrebat. Domnule, sigur nu te retragi că îți dau ăștia ceva și tași din gură după aia liniștit? Sigur, sigur. Zice. E mai simplu de trecut în revistă persoanele care nu candidează. Să luăm invers, da. Să ne anunțe cine nu candidează pentru primăria generală ca să putem alcătui o listă și practic până eliminare știm că toți ceilalți vor candida. Deci ar fi domnul Burduja, acolo se insistă într-o manieră susținută. Să facă ceva pentru bucureșteni. Pentru bucureșteni. Da. Și doamna Firea pentru bucureșteni va candida, înțeleg, iarăși e doritoare. Doamna Firea cerută chiar de bucureșteni. Așa trebuie să... Deci pe domnul Burduja l-a cerut. Nu, n-am auzit. Dar niște bucureșteni. N-am auzit. Nu știu ce își doresc. Domnul Burduja e la modul, domnule, bucureștenii nu știu exact ce își doresc. Nu, a spus că bucureștenii își doresc a treia cale. A treia cale. Nu Nicușor, nu Firea. Da. Bine, așa, iar Piedone nu e neapărat cerut expressis verbis de bucureșteni, dar are acest și a câștigat biologic acest drept. A spus, la el e pe biologie. Da. Deci la ăștia e pe sociologie, la el e pe biologie. Păi așa dacă îi asculți, bă, toți au dreptate. Că mă pun și în locul doamnei Firea. Sigur. Mergi pe stradă liniștită, te duci încolo pe Andronache, spre tine, spre voluntari, probabil pe jos, ești în poziție de muncă. Da, sigur. Te opresc, doamnă, ce faceți? De ce nu candida? Lasă-mă, doamne, de ce nu candida? Nu cred că zice doamna Firea așa. Du-te în doamne, iartă-mă. Dacă sunt mai ciufuliți așa de seara pe întuneric și confundă cu Nicușor, crezi că nu mai scapă și dânsa cât o... Haide, că n-ai ce. Zăcuială, da. Bun, nu e fără de păcat. Pe zona de limbaj, pe zona de administrație, într-adevăr, nu ai ce să-i reproși. Cred că opresc, doamnă, de ce nu candidați? Doamne, că nu mă gândeam că poate las pe doamnă, e nevoie de... Știi? Și în fiecare zi, cum faci tu naveta, voluntari te toacă, București, te toacă. Picătură chinezească, dacă mai e corect politic. Tu n-ai mai vrea să candidezi. N-ai mai vrea. Nu-ți dorești neapărat. Florin îți zice, nu, Albinuța, unde te tu zbori? Plămâi acidă. Te-ți bagă ăștia în cap. Votanții. Și la un moment dat îți dai seama, domnule, n-am de ales. I-am dezamăgit toată pe bucureșteni ca primar și acum i-aș dezamăgi nemai candidând ca primar. De ce? Păi dacă l-a votat pe Nicușor, dar n-a fost dezamăgit. E clar. Dacă erau mulțumiți, nu vă... Așa m-am gândit eu. Nu, ai greșit. Nu. A furat alegerile din Nicușor, dar mi-am să aminte că am auzit-o. Nici asta neapărat. O să, astăzi avem un subiect foarte important, o să-l prezentăm cu o doamnă, cu niște ochelari. Cu doamna cu ochelari, da. Da, cu doamna cu ochelari și o să... Dar nu cred că de la doamna Firea are ochelari de respectiv. Tocmai, că acolo e mai interesant, e frumos subiect. Bine. Nu i-a dezamăgit. Deci, pur și simplu, după cât s-a muncit în mandatul 2016-2020, România a zis, bă, nu vrem să o aducem în situație de burnout. Deci are dă-i o pauză. Lasă-o un pic să se mai liniștească. De ce crezi că îi se spune Albinuța? De la acest, ia să zic huzur, nu huzur, cum se numește? Nu știu Travaliu, cum Travaliu. Travaliu. Invers. Travaliu. Vreau să zic huzur, dar e invers. Travaliu. E rău și Travaliu. Da. E rău oricum mai zice. Cert e că înțeleg că la cererea publicului doamna Firea candidează. Bă, pe de-o parte vrei să zice, acum lasă, nu mai fi, deci nu fi ipocrit, te rog mult de tot. Era nevoie să candideze. Da, știu la ce te numești. Nu. Acum pe corecte, pe drept. Pe corecte era nevoie. Pe faci să râd, pare că e bășcălie. Da. Încolo este analiză politologică. Deci, de 4 ani de zile muncește și pregătește și a pregătit discursurile. Acolo, discursurile. Așa, are o dată a doua zi o postare de Nicușor. De, bă, totul ăsta să fie pierdut pentru că nu știu ce. Nu, domnule, lasă-o, domnule, să candideze. Pe de altă parte, domnul Sebastian Burduja, băiat tânăr, are toată viața înainte, mai câștigă, mai pierde, poate mai câștigă, lasă că a câștigat destul. Uite, e ministru, e așa, lasă-l să candideze, nu-l mai opri. Piedone, are o vârstă, biologic, îi se cuvine, da, domnule, lasă-l să candideze. Toată lumea să candideze. Deci normal să candideze toată lumea. Dar dați-i doamnei Firea cuvântul, ascultați-o. Credeți că vă convinge. Ăsta este momentul de victorie al doamnei Firea, iscat aseară, da, la aflarea veștii, că până la urmă cei de la PSD și-au dat seama, domnule, la aflarea veștii, dacă că nu e nicio veste încă.
Nu, eu zic că va fi vestea, pentru că de ce? Ce a făcut? Pentru că a șantajat cu o candidatură independentă, ceea ce ar fi... Nu a șantajat. Ar fi dezolat. A prezentat scenariul. A prezentat scenariul. A prezentat un scenariu, da, mai puțin favorabil Partidului Social Democrat. Apocaliptic al unei candidaturi independente. Da. Și atunci oamenii au zis, bă, n-avem ce, doamne. Dar ce faci cu Piedone? Păi Piedone o ajută pe doamna Firea să nu câștige... Piedone e omul lui Nicușor? Nu, e, cred că omul domnului Ciolacu. Hai să ascultăm, doamna Firea. Dacă ai început să bagi zăzanii între frații social democrat. Doamna Firea. Nu cred așa ceva. Ascultăm. Urâte gânduri. Sper să fie o decizie luată, nu doar o variantă discutată în această seară. Am urmărit ce a declarat colegul nostru, purtătorul de cuvânt, senatorul Lucian Mașcanu. Aș vrea să se mențină ceea ce s-a discutat în această seară și opțiunea să devină decizie, repet, nu pentru mine, nu din ambiția mea, ci din respect față de cetățeni, pentru că 70% dintre bucureșteni spun că sunt nemulțumiți de mandatul actualului primar general și tot 70% dintre bucureștenii chestionați au afirmat că mandatul meu de primar general împreună cu echipa social-democrată de consilier general a fost mai bun, un mandat cu mai multe proiecte realizate în capitală decât actual. Da. Eu nu mai fac asta. Repet, nu pentru mine. Eu candidez, dar nu pentru București. Pe diferență de Nicușor Dan, care candidează pentru el. E pe interesul lui. Pentru el, da. Înțelegi. Deci, bun. Acum, pentru noi, vor candida la europarlamentare sau dau să pară că ei vor fi candidații, cei pe care îi vom pune imediat pe ecran. Dar, atenție, nu vă gândiți că pentru ei sau ceva. Că nu și-ar fi dorit. Sunt mulți oameni care se sacrifică pentru dumneavoastră. De exemplu, doamna, vrei neapărat un nume sau... Dânsa este deschizătoarea de listă? Da, o doamnă, lasă-mă să ți-o descriu. Vă rog, dacă aveți tu, numele contează mai puțin, frumoase. Important e ce anume reprezintă. Da. O doamnă social-democrată, dar și liberală. O liberală social-democrată? Sau o social-democrată liberală. Da. Pretabilă la ambele formațiuni, de ce nu? Cu o profesie liberală și vocație social-democrată sau cu o vocație liberală și o profesie social-democrată? Sper că am zis invers a doua oară. Dom'le, nu cumva e chiar doamna Ramona Chiriac? Îmi cer scuze că intervin. Acum că mi-ați descris-o... N-am cum să te încurc. Mi s-a părut perfect. Păi, Radu, scuză-mă. Erau puține persoane. care se încadrau. Mai aveam să-ți spun... Uite, domnule, doamna Ramona Chiriac, corect. Cum e așa, cu părul mână, mai așa mână mai... Cu Iohannis, acum, mână pe mână cu Iohannis. Doamna Raluca Chiriac... Ramona Chiriac. Vă rog. Scuze. Doamna Roxana Chiriac va deschide lista... Dom'le, nu înțelegeți că e vorba de doamna Chiriac, Ramona. Ramona Chiriac, domnule. Dacă poți să te liniștești puțin. Lista va fi deschisă, potrivit sursele noastre, doamna Romina Chiriac. Doamne ferește! Dom'le, opriți-vă odată! Vorba de doamna Ramona Chiriac. Toată lumea o cunoaște. Românii au cerut, o opresc pe stradă. Vrem să candidați la europarlamentare din partea noastră. Nu mai încercați. Domnul Zanfir. Domnul Buzean. Haideți, domnule, domnule. Nu știu ce fel de jocuri faceți dumneavoastră aici. Da, dacă tu crezi că mai induci în eroare publicul telespectator când vine vorba de oameni grei din arhitectura, nu României. Ce a Uniunii Europene, da? Absolut, de la copii, Radu. Eu nu vorbesc doar de cetățeni cu dreptul. De la copii. Mulți încep să spună mama, unii zic tata, alții spun din start. Roberta Chiriac. Roberta Chiriac, Chiriac, n-ai bine. Deci e unul dintre cei mai cunoscuți oameni din această țară și mișcarea de geniu a social-democraților și a liberalilor de această dată. Bă, când e geniu, e geniu, nu pot să spun că e prostie. Deci sau slugărnicie față de comisia. Nu, e mișcare de geniu. Azi nouă ne trebuie un nume atât de greu, încât, pe cât de greu e, pe atât de ușor să ridice lista. Dom'le, deci, au ales în sfârșit un om pe care te duci să-l votezi, bă, cu toată inima. Că mă gândeam, știi că eu ți-am spus de multe ori, bă, de, nu știu, frate, dacă ar intra, ce dracu, că nu mai, cu R ce mai știi? Dacă ar intra R Chiriac, ce? Cum? Nu mai mai știi spre nume cu R? Rodica Chiriac. Rodica? Rodica Chiriac. Romica? Romica? Romica, Rodica Chiriac, da. Romica, de ce? Că există. Există, da. Riana. Dacă ar intra Riana Chiriac în cursa electorală, să o votăm și noi. Corect. Nu, eu deci din multă lumea... Astea sunt informațiile noastre. Informațiile un pic distincte. Ce informații? Nu am înțeles că dânsa, mergând pe stradă, a fost oprită
în ultima perioadă continuu de români și nu numai, și de europeni, în general. A fost oprită și rugată să candideze, doamne, vă rog. Da, da, păi eram de stat. Deci, dânsa venea pe partea ailaltă, eu eram aici, așteptam la semafor și am auzit cu urechile mele. Erau oameni, bă, doamna Ravena Chiriac, de ce nu intrați, doamnă, în politică? Și dânsa mergea, că nu stă de vorbă cu... Deci, la cererea publicului, în sfârșit, cu o ultracunoscută și îndrăgită personalitate marcantă a vieții publice românești, europene și planetare, că o știu și americanii, o știu și chinezii, o știu toți, doamna Rovana Chiriac, intră în politică și deschide lista și mi se pare natural, mi se pare firesc. Pentru că așa e, Radu, normal. Să votezi, doamne, iartă-mă, birocrați, funcționari, oameni puși cu mâna în politică, nu politicieni, că tot v-a intrat în cap nebunia asta cu, domne, să-și câștige voturile, să crească, să-și obțină un public. Cu... Terminați cu politicienii! Terminați cu oamenii care vor să facă politică! Nu! Viitorul este al oamenilor puși cu mâna. Fă un funcționar de la Bruxelles. Pentru că acum vei spune... Miliarde! Aruncăm miliarde pe alegeri. Vreau eu să candidez, vreau eu... Uite-te ce se întâmplă la primăria capitalei. Și nu mă refer la președinția României, că o să vezi și o să fie și acolo. Nebunie! Eu am mai văzut alegeri prezidențiale. La primăria capitalei. Vine domnul Piedone. Mama, că vreau și eu, că dau biologic. Vine doamna Firesta. Domne, că mă roagă oamenii. Vine băiatul ăla, scolit în străinătate. Hello, how are you? Nicușor, domne, că dacă tot m-am apucat să stați, domne, mai e ăla de la aur, 1%. Dar e și el. Nebunie totală, că-ți vine, domne, dar opriți-vă! Opriți-vă, nu poate să-mi trimită și mie Bruxelles un birocrat, unul care muta hârtii din stânga în dreapta la ei, să fie înscăunat primar? Deci chiar a început să mă deranjeze nebunia asta și democrația asta, luată așa în serios, de ce? Candidaturi obosesc, nebunii. Obosești pe români? I-ai obosit pe români. Românii vor să spună în felul următor. Dom'le, am primit o notificare de la Comisia Europeană. Aveți o listă, pentru că e democrație, frate, nu-i dictat. Aveți o listă de 3 birocrați pe care îi puteți pune primar general, președinte, prim-ministru. Da, sau funcția. Deci, dom'le, se pune problema faptului că dânsa nu va fi numită, va fi votată. Dom'le, când ești primul pe listă... Când ești primul pe listă și nu existi... Se pune problema că nu ești, că ești votat. Se pune problema că ești pus acolo, deci practic ești împins în continuare. Dar, domnul Zafir, întrebarea următoarea, de da. Ce au decis să o angreneze pe doamna... doamna Chiriac în această listă, cap de listă. S-au gândit, domne, nu știm pe cine să punem acolo, mă, se certau, se contraziceau, pe cine să punem și așa mai departe. A apărut o stare de încordare care s-a relaxat cu această decizie. Așa mi s-a părut. O relaxare a încordării din cadrul alianței. Pentru că fiecare considera că are un europarlamentar mai bun decât celălalt. Asta a fost tensiunea. Da, toți sunt buni, trebuie să recunoști că toți sunt buni. Toți sunt buni, dar nimeni nu e la fel de bun ca doamna Rahela Chiriac, care era la București, deci ea are o funcție. Da. E foarte importantă, că știu că dacă de multe ori se merge acolo personal. Spun care e la funcție. Da, însă este reprezentanta Comisiei Europene la București. Nu, este șefa. Șefa reprezentanței. Șefa reprezentanței. Eu reprezentată și șefa. Este da. Șefa reprezentanței. Spun acest... Nu-mi place mie termenul de șef. Da, am zis că nu, ei nu-i place. Dacă o întrebi, nu-i cu șef, e cu asta. Șef, pentru că e locul 1, nu înseamnă că e șefa lor. Da. Așa s-a întâmplat, să fie pusă cu mâna acolo o doamnă iubită de români. Deci ea este conduce reprezentanța Comisiei Europene la București. Da. Există un grup mic de inițiați, se cunosc între ei, au strângeri de mână secrete și dansuri specifice, cei cunoscători, așa se numesc, cei care își cunoșteau că există o reprezentanță a Comisiei Europene la București. Una dintre instituțiile mai degrabă, nu inutile, că ei au un rost, nu, adică ceva trebuie să plimbe hârtii, ele nu pot sta pe loc. Dar reprezentanța Comisiei Europene la București e atât de importantă pentru construcția asta europeană și, sigur că da, arhitectura instituțională, cam cum e Poliția Locală pentru Siguranța Publică. Sunt oameni care, mă număr între ei, se tem de porumbei. Și am câteodată momente în care, cu disperare, caut un alergător de porumbei în parc. Să-mi alerge cineva porumbei. Și, slavă Domnului, avem în România și mă simt în siguranță, avem Poliție Locală. Care poate să-mi arege oricând porumbei pe-n parc. E, cam asta este analogia. Bă, de unde ați scos-o, mă, pe birocratica? Domnul Zafir, ideea... Nu, trebuie să te opresc pentru că... Bă, nu înțelegi... Știi ce a fost înainte?
Ce a fost? Știi? Nu, chiar nu știi? Am informații. Nu știi? Păi vezi că nu știi? Nu știa. Păi dacă nu știi. Că nu a fost. A fost? Da, a fost. Ce a fost? Consul în Bavaria. Am înțeles. Și acum că-ți vine să întreb, domnule, da. A fost consul la Bavaria Motors? A fost consul în Bavaria unde s-au retras după ce au plecat de România părinții domnului Iohannis? Că Bavaria asta n-a... Iohannis e legat de Bavaria de multe puncte. Că am remarcat această stare în legătură cu doamna aceasta când se numea numele domniei sale în cadrul acestei situații de deschidere de listă. Am remarcat această emoție care se năștea în cei care pronunțau numele, în sensul în care părea totuși o persoană extrem de competentă. Domnule, totuși a fost șefa reprezentanței Comisiei Europene în România. Și ce înseamnă asta? Același gen de... stare admirativă, iscau oamenii care veneau și se prezentau ca fiind europarlamentari. Noi suntem europarlamentari, noi aici la Bruxelles, acolo ne-am întâlnit cu Ursula von der Leyen, Sander Vollo, Manfred Weber, cu tare, suntem angrenați în acest exercițiu european și așa mai departe. Deci, cumva, avea aceeași aliură, avea aceeași aură, cumva avea aceeași aură pe care o dețin și cei care sunt deja europarlamentari. De exemplu, domnul Buda de la PNL, dânsul este europarlamentar. Stai și te gândești totuși la dânsul, la domnia asta. Stai și te gândești, domnule, e un om care acolo la Bruxelles plimbă dosarul, plimbă tot felul de idei. Păi dar noi am venit cu niște inițiative acolo. De fiecare dată când îți intră prin telefon oamenii ăștia care dețin aceste funcții la Bruxelles de europarlamentar și dețin aceste sume de bani pe care le gestionează în viață, ba mulți, așa mai departe, domnule, au și o amploare care mă agasează așa. Îți intră cu o amploare. Noi suntem cei care decidem lucruri la Bruxelles. Îi plimbând doar niște hârtiuțe. Șefa plimbătorilor de hârtiuțe. Nu prea sunt de acord cu tine. Vă rog să te mint, nu sunt de acord cu tine. Deci e o diferență între oamenii acești... Bine, mai scoateți un pic, că nu, asta e o altă poveste și îmi distrag atenția anumite figuri de aici. Deci este o mare diferență între membrii de partid care dau din coate... pe cine trebuie și într-un final ajung într-o funcțioară politică, după aia într-una puțin mai mare, după aia stau atârnați la clanță, după aia li se deschide ușa, trec de prag și devin ei importanți, candidează, sunt aleși și câte și mai câte și ajung într-un final într-o funcție din care nu prea fac nimic altceva decât bani. Doamna nu e din categoria asta. Doamna este o funcționară. Este strict un birocrat. Ea n-a trecut prin partid, n-a trebuit, nu nimic. Este o angajată a unor instituții administrative, da? A trecut până mai frumos de tot, cum e și normal, a ajuns la Bruxelles, una alta, nu știu ce, funcționară, angajată. Și mie mi-e un funcționar și mi-l faci politician așa peste noapte și mă și păcălești că vezi, doamne, voi ați decis să fie politician. Pentru că ați votat-o. Domnul Buzăianu, când ești cel mai mare partid în România, ești al doilea cel mai mare partid din România și împreună faceți cea mai mare listă din România și în vârful listei puneți pe cineva care nu e politician, care nu există pe harta opțiunilor de vot, care e necunoscut, nu se cheamă că ați deschis partidul. Se cheamă că ați servit primul loc. Da? Asta a fost. Da. A fost servit. Deci, las-o, doamne, iartă-mă, păi, da, te apuci pe primul loc. Am înțeles undeva pe la mijloc, am o obligație și eu la doamna Ursula, am o obligație la nu știu ce, că văd că oricum lista e făcută de multe obligații. Așa mi se pare o opinie. Dar, domnul Buzăianu, să deschizi lista cu un funcționar pe care peste noapte vrei să-l transformi în cel mai important om politic al alegerilor europarlamentare din România 2024, pentru că este numărul 1 pe lista cu cea mai mare intenție de vot. Și tu pui pe cineva care nu există politic. Asta se cheamă că mi-ai inventat un demnitar. Că ei sunt demnitari acolo. E, demnitarul își obține voturile. Într-o cursă internă, după care e validat de cetățeni. Se întâmplă ceva. Tu când iei cu mâna un birocrat, un funcționar, l-ai luat și l-ai pus așa în vârful listei. Și tu știi că locul ăla și multe sub sunt ultra eligibile. Practic, eu care n-am de ales decât ce-mi pun partidele pe masă, sub formă de liste. Și ce independenți ori fi dacă... se încumetă cineva. Așa. Nu e clar că tu mi-ai inventat un demnitar. Mi-ai inventat un demnitar. Sigur că trebuie să inventezi. Asta cu inventatul, eu zic că e un lucru bun. Dar de ce trebuie să inventezi un demnitar? Trebuie să mai amplasezi un demnitar nou sau poți să amplasezi câte o figură nouă ca să încerci cumva să... Secundă, nu sunt oameni care își fac politică. Așa și Bogdan s-a inventat ca demnitar. Păi și ăla a fost inventat ca politician. Da, el a tras lista la momentul respectiv. Trebuie să admitem lucrul acesta. Diferența între doamna Revoluta Chiriac și Rareș Bogdan. Rareș Chiriac și Rareș Bogdan.
e că Rareș Bogdan, deși nu exista politic, și el se zbătea așa, acela, era cunoscut, era un nume. Nu doar că era cunoscut, avea notorietate, dar beneficia și de o simpatie publică, avea și o tracțiune cumva la public. Ok, domne, avea favorabilitate pentru un public. Pentru că oamenii la momentul respectiv se racordau la Rareș Bogdan ca fiind o persoană... Unii, că nu l-au votat toți. Unii, mă rog. Avea și favorabilitatea lui. Da, dar aici nu-i cazul. Aici nu există. Aici nu-i cazul. Deci n-ai luat un cântăreț, un artist și l-ai pus în cântăreț. De ce ai pus-o pe ea? Ai pus-o tocmai pentru că e necunoscută și vrei să... N-are nicio... niciun clig de care să o poți agăța. Dom'le, pentru că birocrații de la Bruxelles și-au dat seama cu cine au dat face în România. Și-au dat seama că au dat face cu yes-men, nu cu politicieni. Și brusc au zis, bă, noi, oricum ei au tendința de a se întinde foarte mult, birocrații europeni. Se întind, de-aia cineva trebuie să le spună. Atât. Scuză-mă, ăla nu este Uniunea Europeană, nu știu cât e condusă de politicieni și cât e condusă de funcționari și birocrații europeni. E, ăștia se întind foarte mult. Acum au ajuns să se întindă până pe listele electorale ale unor țări mai blajine care nu știu să comenteze. Adică eu întreb în felul următor, dacă ea este vehiculată ca fiind foarte bună în funcția pe care o deținea, întrebarea care se iscă din situația aceasta este aceasta. Dom'le, de ce nu lași acolo? Adică până la urmă pare... Ce aia, mă, foarte bun? Nu știu, dom'le, dacă a fost foarte competentă, a fost în zona, în funcția pe care o deținea acolo... Dar ce știi tu despre instituția asta? Nu știm, dar... Radu, dacă faci emisiuni politice de două ore pe zi, de luni până vineri, și nu știi ce face o instituție, presupun că nu e o instituție esențială. Nu, n-are... Atunci lasă-mă, dom'le, dar totuși să zicem că în cadrul acestei instituții, dom'le, o făcea funcțională. Dom'le, sunt oameni senzaționali în fiecare minister. Deci nu pui europarlamentari. Senzaționali în fiecare minister. Aici a fost o atenție față de Comisia Europeană. Uitați, bun. V-am pus omul vostru. Așa e bine? Exact asta a fost întrebarea. Așa e bine? Exact ce îmi place. E ca și cum te-ai duce în vila aia de aviatorilor 84-86, care număr e, ai pune foiță de aur pe perete și le-ai întrebat pe Claus. Mi-am permis să aleg eu. Dacă nu vă place, dăm jos și punem tapet obișnuit. Eu mai am un argument. Să ne placă. Eu mai am un argument pentru care e iscată prima în această listă, doamna pe care o numim Chiriac Roberta. Romina, așa. Dom'le, faptul că o pui acolo, după care poți să ai un alibi la insucces. Adică poți să spui, dom'le, cred că am greșit, că am pus-o, a fost cap de listă, am avut și obligații, de-aia până la urmă am eșuat, n-am reușit să trecem de 40% cu această alianță. Doamne, iartă-mă, am pus-o acolo, a fost o decizie greșită, să-ți construiești niște alibiuri la eșec, cumva. Eu mă gândesc și la treaba aceasta. Aș mai manevra și acest argument pe care l-am prezentat mai devreme, și anume faptul că n-ai cu ce să o legi negativ, adică n-ai ce să spui rău despre ea. Dăm variantele celelalte și la fiecare îți voi explica cu foarte multă destoinicie de ce e greșit personajul respectiv. Uite-te și tu. Radu, la fiecare ce mi se pare interesant? Că deci, cele mai mari două partide din România deschid lista comună cu o doamnă care nu există la nivel de persoană publică, dar care are și o intensă activitate academică, în sensul că are un master pe studii de gen. E specializată pe studii de gen, chestiuni de genul acesta. De genul genului. Ceea ce... Care e problema? Nu, nicio problemă. Ei, nu, e ok. Adică trimitem oameni care se pricep la lucrurile astea din contemporaneitate, nu? Ce e să fie? Nu, e super. Nolărit? De asta, să dea cu... Ce? Taia, deci USR-ul e un partid progresist, iar ăștia e un partid progresist, se așează mai degrabă pe lista, zona... Și ăștia deschid lista cu o specialistă în studii de gen. Super. Dar nu asta ar fi problema, că asta e absolut în regulă și sigur. Chiar voiam să spun și ceva de bine, de-aia am adus. Ce mi se pare interesant e că ăștia care își deschid lista cu doamna asta specializată în studii de gen sunt cei care au votat ca studiile de gen să nu facă parte din programa școlară. Ăia care au zis, nu. Nu învățați pe copilași de prostii. Și ăia, PSD și PNL, sunt cei care acum își deschid lista cu o doamnă specializată în studii de gen. Îmi pare la mișto. Păi, până la urmă, studiile astea de gen... Nu, astea să fie la voi acolo. Cu asta atitudinea de aia, da? Și când ne ducem în Parlamentul European, perucă roz, își pun, înțelegi? Se duc așa, toți sunt... ca să mă exprim, îmbrăcați ca în anii 80, disco, toți sunt. Deci aici, în țară, sunt cu Măicuța Domnului, își pun batic pe cap și bărbat, nu știu ce, aoleo, maică, nu. Se duc acolo, gagică reală, în fundul gol, așa suntem tot timpul. Deci eu nu dau seama unde se schimbă ăștia. Nu unde se schimbă, se schimbă, în țară îți pleacă frumos.
frumos de tot, pleacă cu opinci, serios, cu ițarii pe el, cu o cămeșă, și acolo în avionul către Bruxelles se duc și cu pantaloni de piele de cupați. Cântăreții de muzică populară care merg la emisiuni așa, tradițional îmbrăcați, de parcă folosesc arhaizme, nu-i scoți. Vin în straie. Sunt în straie. Deci se duc ei să cânte acolo la România TV de Revelion, sunt în straie cu o doină strămoșească. Se urcă spre Bruxelles, zice, gata, m-am ieșit în spațiu aerian românesc. Hai, drecu, haide, spacă-și, drecu, nu știu ce, mulații, latex toți. Că aterizează acolo, de zici, ca, ce faceți mai aici, Eurovision? Că știi că se mai câștiga. Așa, băi, pe mine nu mă... Deci pe mine nu mă deranjează capacitatea omului de a fi într-un fel sau în altul. Puneți medalia, și doar dinamica, tranziția. Și venia asta. Păi tu crezi că eu nu văd ce face acolo? Deci de acolo când îi vezi, deci mai am un pic de ruși pe la colțul gurii și își pun cămașă pentru că doi în asta. Deci schimbă, să vezi că au două playlisturi. Au una de țară și una de stare. Acolo stau numai cu astea cu YMCA. Intră în țară. Nu, l-ascurtam pe maestru Ghiglore Leșe pentru că... Dar nu eram, domnule, direct în cămara suflet. Nu eram în discuții cu reprezentanți de la PSD. Care, uite, domnul de la Galeas, Humelicu, da. Domnul Humelicu, nu era foarte tranșant cu reprezentantul USR. Domnule, la voi acolo, la gen, la studii de gen și așa mai. Adică aveau și oarecare înfoială împotriva USR-ului, pe zona asta conservatoare. Se instauraseră pe zona asta conservatoare, nu doar că se instauraseră, dar îi și urecheau așa cum îi prindeau pe ăștia de la USR, cu tot felul de argumente de-astea împotriva progresismului. În schimb, o iscăm acolo, o înfigem pe doamna care are studii de gen, este sigur foarte, bănuiesc că e foarte destoinică dacă o întrebi pe zona studiilor de gen. Sigur că da. Pentru că ai nevoie de așa ceva. Dar domnul Zafiu, hai să intrăm un pic pe lista aceasta emoționantă, pentru că văd tot felul de nume remarcabile. Deci fii atent. În urmă cu vreo 4 ani, Parlamentul României a votat modificarea legii educației interzicând introducerea în învățământ a studiilor de gen. Deci odată în Parlament, nu bă, niciodată! Și acum e ceva de ce nu să deschidem cu studiile de gen. Deci nu putem găsi oameni care să se creadă pe sine. Deci nu există oameni care să aibă două vorbe la un loc în zona asta de politică mare. Domnul Zafiu, și mă refer la ăștia. Toată la perioada asta, la PNL. Am așteptat, domnule, anul ăsta. Domnul, uite, vă spun sincer ce mi-a rămas mie în minte în legătură cu acest debut de an. Domnule, l-am așteptat de anul trecut, anul acesta, cu aceste multe alegeri, ceva fără precedent, s-au aliniat toate în anul ăsta. Bă, și te așteptai ca anul acesta, când parcurs, eu am și intrat, știți cum am intrat în anul ăsta? Bă, timorat, uite așa am pășit, că mi se părea că îmi pregătesc ăștia o capcană din capul locului, de la 1 ianuarie. Zic, bă, încep ăștia cu tot felul de eveniment, tot timpul se întâmplă cât un eveniment ăsta care dă peste cap, cum a fost de la pus pe Iohannis președinte. Dai seama, s-a iscat treaba aia cu diaspora, care nu era lăsată să voteze cu tare. Deci un plan acolo, vedeai acolo o destoinicie a minților luminate din servicii care au planificat acea situație și mă gândeam, zic, să vezi ce fac din anul ăsta. Dai seama, cu 5 rânduri de alegeri. E ceva cumplit. Dom'le, și intrăm în anul ăsta și vezi codindu-se, încercând să găsească un candidat la primăria capitalei care să-l bată pe Nicușor Dan și până la urmă candidează toți. Deci sunt în sistemul în care nu doar că n-a găsit un candidat, dar i-au pus pe toți să candideze, unul la mână, și Piedone, și Firea, și Burdujea, toți, toată lumea. Așa? După care la europarlamentare vin cu așa ceva, dar nici asta nu-i decisă, că se decide mâine. Păi am senzația de stare de nepregătire și sigur că e naturală. De ce? Pentru că oamenii ăștia au fost atât de incapabili în a gestiona România timp de 4 ani, încât m-ar mira să fie foarte destoinici în a gestiona acest an electoral. Adică m-ar fi mirat să-i vezi planificați, cu niște strategi absoluți, cu niște șmecherii de-astea de să stea mintea în loc. Îi vezi tot așa de împiedicați și în gestionarea acestui an, cum i-ați văzut și în gestionarea României timp de 4 ani. Adică e o chestie naturală care se întâmplă. Acum, până una alta, oamenii, dacă au vrut să facă un gest de politețe față de Comisia Europeană, față de Ursula von der Leyen, și-au pus șefa reprezentanței. Dom'le, n-au nicio coerență, n-au nicio cursivitate. Nu, nicio coerență, nu-i vorba. Nu au decizii luate, nu știu, îi întreb. Deci, două mari partide n-au găsit un politician care să deschidă și au zis, păi ei n-au un angajat. Păi stați-mă, dar el e angajat la noi, nu-i demnitar. Păi la noi e demnitar. Păi eu angajatul, dar noastră și-l fac demnitar la mine. Înțelegi? Deci asta e situația. Deci asta e cea mai mare listă din România. A zis, vă mai trebuie angajatul ăla? Pentru? Poți să ți-l fac demnitar. Da, el și-i fac demnitar. Și aia e. Deci, întrebarea e, pe cine va reprezenta?
doamna Chiriac în Parlamentul European? Va reprezenta agenda votanților ei? Care votanții ei? PSD-iști? PNL-iști? Va reprezenta tradiționalismul exacerbat al PSD-ului? Sau pe la PNL-ului? Că ambele, dacă le întreb, sunt partide. Nu știu, lăsați aici cum ne-a lăsat Dumnezeu. Sau își va pune în practică studiile de gen, incluziune, diversitate, pe care și le trece în CV. Adică vreau să știu și eu pe cine va reprezenta, că e în regulă. Deci îi scot pe ea de la USR. Haideți că voi numai ca cicăreală aveți în cap și sunteți, ați închis bisericile și nu știu ce și nu, așa, nu știți să vă faceți cruce numai cu aia și așa, și, dar fără suflet în lai sunteți. Și ei deschid cu studii de gen. Bă, transmiteți-ne și nouă un mesaj coerent. Deci e... Nu are sens. Nu are sens. În primul rând, ideea de a transforma un birocrat în demnitar e una periculoasă, cum e periculos și conceptul de guvern tehnocrat, care nu are votul poporului. Aici, culmea, se și spală un pic pe votul popular, pentru că, păi, ați votat-o. Păi, bă, ai pus-o pe loc în neutral invizibil. Ca să conturăm spectaculozitatea buimăcelii în care se stă, mai pun și o întrebare. Uite, te rog. În ce grup parlamentar se va înscrie doamna... Păi nu știu, să întrebăm Comisia Europeană. Odată ajuns acolo. Depinde de Comisia. Doamna Ursula va decide și la Libero. Păi dacă va decide doamna Ursula, înseamnă că va trece la popular. Va juca Libero. Am înțeles. Păi de ce poate? Vrea să-și pună om la PSD. Am înțeles. Și a pus om pe lista PSD, pe care nu vrea să-și pună om și... Bun, haideți să vedem și ce fel de politicieni. Că destul despre birocrați, dar să vedeți aici simfonia numelor la partide. Variantă în lucru de posibili candidați la alegeri europarlamentare din partea Partidului Național Liberal, cum ar veni, pe jumătatea penelistă a listei comune pentru alegerile pentru Parlamentul European. Siegfried Mureșan, pare că nici n-am schimbat subiectul, apropo. Am rămas pe zona. Doamne, mi-a cerut de Bruxelles. Deci, și, da, deci vreau și... Da, și cred că doamna Ursula von der Leyen a întrebat și pe ce loc este Siegfried Mureșan? Siegfried Mureșan, n-ai ce să faci. Adina Vălean, cred că nici aici nu prea mai ai ce să faci, că a plecat ca politician și se întoarce ca... Așa? Prin vicepreședinții PNL, Rareș Bogdan Dan Motreanu, din ce vedeți dumneavoastră pe liste, exceptând-o pe doamna Adina Vălean, care în momentul de față este comisar european? Da. Oamenii ăștia sunt europarlamentari în funcție. Vălean, nu știu, e europarlamentar acum sau e comisar european? Și cum ăștia se aleg înainte, după, în timpul... Mă rog, toți trebuie să fie europarlamentar ca să... Momentan avem de-a face doar cu oamenii Bruxelles, adică nu e ca și cum. Mai dați-mi de la PNL, că mai sunt și cartonul PNL. Dar sunt și oameni care n-au fost acolo decât în vizită și care își doresc să vadă și cum e să primești o groază de bani și imunitate chiar mai tare ca în România. Dacă e ok, să vedem dacă e plăcut. Nu e cazul domnilor Daniel Buda și Vasile Blaga, care s-au obișnuit deja în ultimii 5 ani cu mandatul de europarlamentar. Dar e cazul acestor două doamne care își doresc o funcție de demnitar în Parlamentul European, doamna Alina Gorghiu, care a rezolvat problemele în justiție, ce dracu să mai stai aici? Acum, când e ușor, se pot ocupa și alții. Se recupereze pe fugarii români acolo, deci se duce cu treabă, nu se duce să caseze bani așa cum crezi matale. Corect. Da. Da. Bun. Uite, și această interpretare. Și răsturnare de situație, dacă la finele săptămânii trecute părea că negocierea dintre partidul lui Dan Voiculescu și Partidul Social Democrat a picat, pare că într-o soluție de un compromis aproape de perfecțiune, s-a renunțat desigur la locul 1 pe lista, a fost cedat doamnei Ursula von der Leyen, că tot a venit la București. Interesant că numele ăsta apare după. Da, e o consecutivitate. Cine știe ce coincidențe. Și pare se că într-o manieră frățească PNL și PSD ar fi cedat câte un mandat de europarlamentar domnului Dan Voiculescu, da, care pare că are și câteva televiziuni și... Văd pe toți oamenii aceștia pe care i-am prezentat și nici n-am ajuns la PSD încă, domnul Zanfir. Ne întoarcem la PSD. Deci pare că alocată PNL-ului de către antene ar fi doamna Iosub, da, care făcea emisiune acolo, deci știe drumul. Are o familiaritate. Știe unde să se ducă, dar nu se pierde, nu se încurcă în biroul. Domnul Zafir, dar încurcătura mea, unde intră, domnule, toți oamenii ăștia pe lista? În Parlamentul European e loc. Am înțeles. E loc, lăsați. Haideți, foarte repede trecem la PSD. Domnul Tudose, că n-are cum altfel, domnul Manda, că ar fi absurd să nu, domnul Victor Negrescu, că și-a făcut prieteni acolo, și doamna Simona Bucura Oprescu, să scăpăm de ea daci. Până aici. Hai că n-ai terminat. Noroc să ai. Uite ce bine stă acolo. Mă duc în partea asta, doamne, înspre Dragoș Benea, pe care măcar nu-l cunoaște atât de multă lume. Doamna Maria Grapini a fost arondată Partidului Social Democrat. A zis și pe Grapini o las voi.
Ok, o luăm noi pe Sabina, dar voi o luați pe doamna Crapini. Da, pare. Dacă se va confirma, sigur, această suspiciune. De asemenea, domnul Vasile Dâncu, văzând că aici n-are cu cine, se duce direct acolo în Parlamentul European, și domnul Dragoș Benea, care pătași treaba nu e chiar. Domnul Zafiu. Acum, treaba este că sunt foarte multe nume și foarte puține locuri, mai ales că... Stai că nu s-a terminat. Listă. Doamne, iartă. Aoleo. Păi și ăștia doi cum are cu bara? Adică fac cu schimbul? Ai, domnule, bă, săptămâna viitoare mă duc eu, lasă, că ai mai fost. Domnul Gheorghe Cârciu, crezi că e atât de important? Eu vreau să-i întreb pe colegi unde au găsit poză cu domnul Gheorghe Cârciu. Da. Și cine este? Cum l-ați găsit? Deci... Se pare că domnul Titus Corlățean și Dan Nica se bat pentru același mandat. Eu nu înțeleg de ce n-au învățat nimic din frăția asta PSD-PNL. Jumătate de mandat domnul Titus Corlățean, jumătate de mandat domnul Dan Nica. Sau mergeți amândoi, vorbește doar unul. Vorbiți părând. Păi nu puteți să cu jumătate de fum pe scaun. Îi iau fotolii largi la buze. Îl țineți unul în poală pe celălalt. Și banii sunt suficienți chiar pentru 4-5 persoane, nu două. Vă împărțiți banii frățește, da, domnule, mergeți da. Unul lângă celălalt. Sau când nu poate unul să ajungă, îl trimite pe celălalt. Cred că va ajunge un mandat. Da. Și domnul Gheorghe Cârciu, nu înțeleg totuși de unde. Dacă... Fără ochelar de la distanță, că cineva a zis că e Cătălin botezat așa. Dar n-avea tatuaje la poveche. Zic, bă, dar ce trebuie să a băgat și... Domnul Zafir, haideți să clarificăm. Joi se va... Stai să-l Google-ți pe domnul Cârciu. Joi se va tranșa lista aceasta emoționantă. Așa. Problema este că nu m-ar miră ca în concluzia zilei de joi să se iasă cu două liste. Și cum au intrat în să nu se iasă cu trei liste. Dând două partide. Despre candidatul la primăria capitalei, dau și cu toți candidații până la urmă. Noi să nu ne trezim cu două, trei liste. Adică par oamenii aceștia atât de buimaci în ceea ce fac, încât nu m-ar mira ca la capătul zilei de joi să se decide că nu o să mergem pe aceeași listă, ne-am gândit, nu, n-are niciun rost să mergem. Bine, după ce ne-au ocupat toată vremea aceasta pe care am trăit-o în ultima perioadă, discutând despre comasarea legilor, comasarea listelor, comasarea funcției de primar PSD-PNL în spatele unui candidat unic, acum să ne trezim și cu listele astea făcute în două, cindate, bifurcate, nu ar mira. Adică n-ar fi o chestie, adică m-aș mira 20 de secunde maxim. Băi, Radu, câtă de-asta, incultură politică pe noi. Tu nu știai cine este domnul Cârciu. Cu jenă, spun sincer, am încercat să mă aschez, dar văd că s-a... Domnul ministru? E ministru domnul Cârciu? Bă, am vrut să o umflu un pic. E secretar de stat. Ministru secretar de stat. Adică mă, vrea să fie chiar ministru? Că atât e ministru de interne. Participă ministrii la viața publică? Deci, dacă nu ne-am lovit de el, ne-am împiedicat de el, omul este ministru la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și președintele PSD Diaspora. Poți să crezi așa ceva? Și de ce stați, domnule, ascuns? Sunteți timid? A fost rușine să ieșiți în lume. Lumea zice că ar fi promovat de Paul Stănescu. Sunt o serie întreagă de povești. Promovat de Paul Stănescu. Eu am găsit un singur titlu aici, dar nici nu știu dacă are sens să citesc așa ești ceva. Ești pe pășune, domnul Zafir, adică mergi pe apă. Cum ar veni? Asta e atmosfera lui Paul Stănescu. Am găsit la Europa Liberă. Europa Liberă. Da, e o publicație... În 2022 un articol. Ospătarul cu Bentley de la PSD, absolvent la o facultate de categoria D, ales de prietenul Stănescu să cucerească diaspora. Ăsta e simt ceva dușmănie în titlul ăsta, mi-e greu să cred că se confirmă. Dar mă rog, măcar am lămurit, e domnul demnitar. Trebuie să mai lămurim ceva, motiv pentru care vă rog să-l contactați pe colegul nostru Ștefan Edveș, pentru că există... Dacă îmi zici că l-au pus și pe el pe listă... Această stare de reușită în privința, nu știu, dacă ne-am putea lăuda cu ceva, l-ați auzit mai devreme pe domnul Guran, lăudându-l pe domnul Iohannis cu România Educată și dânsul așa cu o voce ușor subțiată, spunând că vor veni rezultate, dar în 7 ani, și ne uitam la dânsul mirați, dar rezultatele trebuie să vină în urma ceva. Ce anume? Adică, până la urmă, domnule, au crescut veniturile profesorilor. Am luat o listă, am făcut tabele, am discutat, domnule, n-a crescut niciun venit. Deci, până la urmă, de ce am așteptat? Dar dacă vrei să invocăm totuși o reușită și poate că asta ar trebui să stea la baza nominalizării domnului președinte Iohannis pentru funcția de secretar general NATO, faptul că vine din țara care a construit podul acesta de la Brăila. Bună seara, Ștefan Edveș. Ne auziți? Ștefan? Nu ne-am. Alo, bună seara! Vești extraordinară, Ștefan, în legătură cu acest pod de la Brăila, noi denivelări, publică presa imagini, cu noile denivelări din ansamblu acesta care este podul de la Brăila. E un ansamblu, mi se pare, un covor asfaltic, așa. Sigur, denivelat, ai senzația cumva de Dunăre, că e și melodia aceea, valurile Dunării, care pare cumva confirmată și de podul de peste Dunăre.
Păi se pare că ușor, ușor acest pod se duce pe Dunăre, curge pe Dunăre în jos. Faceți aminte de șuruburi, am numărat șuruburile, 100.000 de șuruburi. Da? Am găsit vreo 400 și ceva de șurubate. Ne amintim cu toții, am numărat în iulie, august șuruburile. După care am schimbat asfaltul de vreo 2-3 ori. S-a schimbat asfaltul efectiv. Și acum ne trezim că se lasă podul, fraților. Și nu e glumă, adică nu face podul domnul Zamfir în studio. Nu. E, dacă ar face domnul Zamfir podul în studio, da, imaginați-vă că ar fi o chestie mai tare decât construcția podului de la Brăila în sine. Sunteți în acest amabil moment. Gândiți-vă la lucrul acesta, cât de complicat ar fi. E, imaginați-vă că domnul Tudose, vă amintiți pe 6 iulie, Claus Iohannis, Tudose, Grindeanu, Ciolacu, Ciucă. Îți place să înșiri nume? Îmi dau seama că ai și o pasiune cu care acolo, le numești. În afară de Patriarhul României și noi, de 1TV am fost acolo, și eu am fost acolo. Da. Am reprezentat de 1TV acolo cu cinste. Bravo. Voi ați lipsit. Da, păi dacă ai fost, ce să ne îngrijeam toți. Efectiv, n-am vrut să monopolizăm. Acolo, efectiv e așa. Și mi-amintesc că am avut și am dat în direct 3 minute de acolo. Chiar în alea 3 minute de direct ne-am pus problema cât ține podul. Cât ține podul și mai mult decât atât, stăteam și ne gândeam, băi fraților, în contextul în care lipsește patriarhul și preoții care aduc noroc, știți bine, sfințesc. Dar nu cred că ăsta e scopul preoților, să aducă noroc. Aici te-ai lăbuța de iepure. Aici am greșit zona. Dar, mă rog, în schimb, văd că acest pod aduce noi denivelări. Denivelările măsoară acum peste 10 cm. 15 deja. Au ajuns la 15 cm. Dar așa a fost proiectul, poate să fie, nu știu, să-ți dea senzația cumva de Dunăre în circulație. Nu l-am sunat pe inginerul Salini, am înțeles că se răsucește în mormânt inginerul Salini în momentul acesta. Dar nu era un program? E un inginer? Așa, era un program Salini? Un program și un inginer Salini. Da. În contextul de față, am înțeles că a început să se taseze. Știți, voi dacă vă construiți o casă, să zicem că domnul Buzăianu își construiește acum o casă undeva în sudul Bucureștiului, da, spre Berceni. Și la un moment dat se duce și vede inginerul care toarnă fundația și vede la un moment dat că se lasă într-o parte așa casă. Și vine inginerul și îi spune domnule Buzăianu, asta domne că se tasează pământul, stai liniștit că e totul bine. Imaginați-vă că în contextul actual a început să podul să se lase, să se taseze. Păi poate asta a fost planul, asta încerc să spun, că acum uitându-mă totuși la aceste știri despre noile denivelări, dau seama că poate așa a fost gândit, așa a fost proiectat. Din păcate nu mai avem timp, Ștefan Edvești, pentru intervenție și că ne-a lămurit cu podul ăsta. Eu totuși aveam o întrebare, dar am ținut-o pentru mine, că nu vreau să induc panică. Știi că ne-au mai acuzat și aia cu COVID-ul, că panică. Dacă se simte în siguranță când merge pe podul ăsta. Dacă e siguranțat. Dar numai bine că n-am pus întrebarea asta, că cine știe ce răspuns pe lumea. Anunț publicat astăzi pe pagina domniei sale de Facebook, domnul Ciolacu, pare că a vorbit mai puțin în ultima vreme. Era mai prezent, uite că acum e prezent în zona de social media. În 2023 am avut cele mai mari investiții nete în economie și după revoluție, zice domnul Ciolacu, 38,3 miliarde de euro, cu 8 miliarde în plus față de 2022. Miza pe care am pus-o anul trecut pe investiții începe să facă diferența în favoarea companiilor românești. Pe lângă investițiile publice fără precedent, am susținut companiile locale cu mecanisme de sprijin extins prin scheme de ajutor de stat, granturi și garanții pentru credite. Astfel am ajutat mediul de afaceri să deruleze investiții private care au produs dezvoltare economică și socială. Împreună, stat și mediul privat, am ajuns la investiții de aproape 12% din PIB. Acesta este traseul corect al creșterii economice a României. Asta înseamnă afaceri în creștere, profituri robuste și venituri suplimentare la buget. Uite, asta trebuia să adăugăm. Sunt bani pe care îi reinvestim în acest an în economia noastră și cu care creștem veniturile românilor salariați și pensionari. Asta și pensionari. Că era lumea panicată că o să fie rău la anul, peste 2 ani, nu știu ce. Atenție! Asta e spre calmarea populației. Deci n-ar trebui să fie nimeni panicat. Vezi că nu o să fie așa de rău, acum îmi dau seama.
Și avem și această poză care certifică, dați mare poza pe ecran, evoluția investițiilor. De la 30 de miliarde de euro, vezi că s-a dus în 38 de miliarde de euro. Da. Deci s-a dus în 38 într-un singur an. Vreau să mă gândesc cât o să fie anul ăsta. Au crescut investițiile cu 8 miliarde de euro. Da. Sunt bani, Radu. Domnul Zafir, sunt investiții sunt bani serioși. Acum așteptăm să vedem și rezultatele acestor investiții, care iată nivelul că nu sunt puține de trai, deloc. Probabil. Nivelul de trai. Și ca să faci și noi o investiție, îți propun să luăm o scurtă pauză de publicitate. Da, luăm o scurtă pauză după care ne întoarcem. Ne întoarcem în direct. Vorbim nu așa, oricum. Îmi dați seama ce mă enervează la situația asta stupidă în care trăim fără să știm exact cine sunt candidații, ce liste, ce nu știu ce. Au și o înfoială de asta când îi întrebi, dom'le, și cine vor fi candidații? Au și o aroganță de asta, dom'le, ce vă grăbiți așa? Pare, dom'le, ce grabă asta? Și apare cumva că ești nesăbuit tu în momentul în care întrebi cu câteva săptămâni, practic, înainte de alegeri, că ce, doamne, iartă-mă, câte mai sunt? Le numeri pe degete săptămânile până la alegeri. Domnul Buzean, asta e o variantă cealaltă, ar fi una mai optimistă, în care politicienii noștri ne feresc de un adevăr dureros. Știi că în momentul în care vei vedea listele, vei depăși faza asta a speculației, în care zici, bă, sper să nu-l pună, hai că doar nu-l or pune fix pe, hai mă, cum dracu să prindă ăla locării. Și te trezești și te uiți și ăștia sunt? Da. Prefera să vă spun de mai devreme? Partea bună era că te obișnuiai cu ideea, partea proastă era că te chinuiai mai mult timp. Acum încă trăim așa într-o așteptare de nume care să fie complet așa, cum să spun eu, plus revoluționare, domnule, pe listele. Plus că mai e și o modestie. Și clar că pe ăștia îi pune. Nu, dar păi și o modestie. Bă, nu avem cine ăștia. Adică faptul că nu reușești să-ți iște un candidat, așa pare așa o stare de mult. De 5 minute s-a terminat emisiunea. Atâta s-a putut. Să aveți o rămâne bună în continuare. Ne vedem mâine la ora 8, avem un subiect senzațional pentru azi, vi-l dăm mâine, să fie vacă marțea mai frumoasă. Pauză.